Miercuri, pe stadionul Nicolae Dobrin, SCM Pitești a întâlnit formația secundă a echipei Dinamo București într-un joc de verificare, al treilea din această perioadă precompetițională pentru elevii lui Nicolae Dică. Piteștenii au reușit să deschidă scorul în minutul 17 prin Ciprian Tănasă, care a reluat în plasă din interiorul careului. Albioleții și-au dublat avantajul pe tabela de marcaj un sfert de oră mai târziu prin Năstăsie, care a transformat penaltiul scos de David. Bucureștenii au replicat prin Neață, care a trimis cu capul în plasă după o centrare de pe dreapta. În minutul 36, Neață își trece în cont dubla după ce l-a învins pe Udeanu cu un lob de la marginea careului. Argeșenii au trecut din nou un avantaj în ultimul minut al primei reprize. David a fost din nou faultat în careu, centralul Naidin a dictat penalti, care a fost transformat de către același David, care a înscris cu o scăriță. Partea secundă a întâlnirii a fost destul de echilibrată, cu ocazii de ambele părți. Ex-mușceleanul Dorinel Oancea a început partida din postura de titular, având un aport esențial la victoria noii sale echipe în fața echipei secunde a dinamoviștilor. Antrenorii celor două echipe au folosit toți jucătorii pe care i-au avut la dispoziție în încercarea de a omogeniza relațiile de joc.